Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc invitații mei de la această oră, doamna Corina Mareș, organizator Agriplanta Romagrotec, domnul Ovidiu Ranta, conferențiar universitar USAMV Cluj, domnul Alexandru Baciu, fermier, și domnul Ionuț Olteanu, de asemenea fermier. Discutam despre ce aduce nouă ediția de anul ăsta de la Agriplanta, pentru că știu că veniți de fiecare dată cu o noutate, căutați să fiți mereu aproape de nevoile fermierilor și nici anul ăsta nu face excepție. Da, anul acesta este o noutate absolută. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți parteneri și fermieri, dar și firme expozante, venim cu animale, cu animale vii la Fundulea, în județul Călăraș. Conceptul Zootehnica Show, pe care l-am lansat anul trecut la Agraria, în județul Cluj, anul acesta îl transferăm, îl aducem la Fundulea, într-un format mai mic, desigur, este prima dată, deci este ca o încercare, ca un test. Dar vom avea în jur de 30 de bovine, rase Angus, cu sprijinul Asociației Aberdeen Angus din România, care îi mulțumim că este din nou alături de noi. Știm că la Cluj prezență masivă, licitație de bovine Angus, a doua licitație din România, pe care anul acesta au organizat-o colegii din asociație la Agraria. Și de data aceasta în partea de sud, dacă în Transilvania am fost cu Asociația Crescătorilor de Bovine de tip Zimental din Hărman, din județul Brașov, de data aceasta suntem cu Holstein. Deci rasa Holstein Row, cu asociația, prezentă la Fundulea. Avem ringul de prezentare din nou și vom face două prezentări vineri și sâmbătă. De la ce bovine. Oră, ca să le spunem celor de acasă, dacă vor se transmite la Agro, se transmite și la Agro TV, cred că în jur de 11:30 s-ar putea să intrăm în direct cu sprijinul dumneavoastră și vă mulțumim. Deci vineri și sâmbătă vom avea aceste prezentări în ring. Vom vorbi despre rase, despre genetică, nu facem bonitare, cum spuneam, este un test anul acesta. Și alături de bovine avem și ovine și caprine, pentru prima dată, tot cu sprijinul asociațiilor și în parteneriat, desigur, partenerul nostru tradițional de suflet, Agenția Națională de Zootehnie. ANZ-ul, da. ANZ-ul, împreună cu dânsii, facem primul pas la Agriplanta Romagrotec pe partea de expoziție de animale. Aveți încredere în conceptul ăsta de Zootehnica Show? Știu că ați fost și la Agraria, da. Ați urmărit cu atenție ce se întâmplă acolo. Este un lucru benefic și chiar se simțea necesitatea organizării și expoziției cu animale. Fiindcă Sudul este preponderent dominat de către rasa Holstein, era normal ca colegii de la Holstein să fie prezenți. Ferma noastră nu va fi prezentă cu animale, noi vom fi prezenți doar cu partea culinară. Noi suntem afiliați la Asociația Crescătorilor Tip Zimental de la Brașov, dar era disconfortul prea mare pentru noi să venim și cu animale. Așa că invităm pe vizitatori să vină la partea finală de zootehnie. Doamna Mareș invită pe cei de acasă să vadă animalele și în ring, dar și în farfurii, da. La da. Unii dintre cei este. Care... Și cu încredere, noi deja, pentru anul acesta a fost încă o noutate, colegii care montează expoziția, pentru că noi ridicăm un oraș în 3 săptămâni și îl strângem, dacă nu plouă, în câteva zile. Iar în aceste 3 săptămâni, toți cei care sunt prezenți în cadrul expoziției au o problemă majoră, unde mănâncă, pentru că suntem în mijlocul câmpului, mergem în Fundulea, dar domnul Baciu a venit cu ideea și i-a mulțumit foarte mult, a venit cu câteva variante de meniu, deci în perioada de amenajare ne-am simțit foarte confortabil și din punct de vedere al mesei pe care am luat-o pe câmp, un fel de picnic, dar un picnic bun, foarte bun. Asta e un motiv în plus să vină telespectatorii la Fundulea, la telespectatorii să vină părinții, să vină cu copiii. Să vină copiii pentru că avem agrichiți. Avem agrichiți și au ce să vadă. Și utilaje și animale. Acum anul acesta în premieră animale. Vaci, oi, să vadă copiii. Sunt mulți copii care probabil nici nu știu cum arată o vacă. Arată o vacă, da. Dar
chiar la agricultură este important. Să poată descoperi cum arată vaca în realitate, corect, să nu creadă că e mov, cum spunea cineva la un moment dat. Așa este, dar avem alături de partea de animale, se pot urca desigur și în tractoare și sunt foarte mulți dintre expozanți care au inclusiv tractoarele de jucărie, deci vând în cadrul standurilor lor aceste mini-utilaje, ca să le spunem așa, dar avem și conceptul AgriKids. Vineri, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 15, cu o echipă sufletistă care ne face entertainment-ul de la începutul Agriplanta Roma Grotec, deci din anul 2011. Vom învăța pe copii diverse lucruri interesante despre agricultură. Deci nu facem decât concursuri, învățăm să amenajeze o grădină. Deci sunt activități interesante pentru copii și trebuie să menționăm că au venit copii de toate vârstele pentru aceste ateliere. Sunt ateliere interesante. Iar anul acesta avem în premieră, cu rușine recunosc că n-am știut că la Călăraș Universitatea de Științe Agricole din București are o filială și avem un grup de studenți, 30 de studenți, cărora le organizăm o vizită la Agriplanta Roma Grotec, împreună cu Direcția pentru Agricultură Județeană Călăraș. Și avem și liceul agricol, de asemenea îi sponsorizăm și aducem joi, sunt 55 de elevi de la liceul agricol din Călăraș care vor veni, chiar sunt foarte dornici. Inițial am crezut că nu reușim să umplem un autocar, dar îl umplem. Da, vor fi 55 de elevi care vor să vadă ce prezentăm la Agriplanta Roma Grotec. De la Cluj, câți veți fi, domnule profesor? Trebuie să calculez, n-am calculat așa. În primul rând știu sigur că sunt 25 de voluntari, studenți voluntari care vin în fiecare an. În acest an avem 25 de băieți doar. Chiar am făcut un fel de competiție pentru că erau mai mulți doritori și am făcut o mică selecție. Și aproximativ 10 colegi din rândul cadrelor didactice. Vom organiza standul, vom asigura partea de consultanță și sigur și partea de logistică și am câțiva colegi implicați în demonstrații, o să mă ajute și pe partea de demonstrații. Aș vrea să completez ceea ce zicea doamna Mareș în legătură cu faptul că în acest an, în premieră la Agriplanta Roma Grotec, avem o zonă de demonstrații speciale și am pornit de la ideea să fim cumva agricultură pentru profesioniști sau un eveniment pentru profesioniști și am dedicat câteva zone speciale în care, ce înseamnă aceste zone speciale, fiecare firmă care dorește poate să-și organizeze propriile demonstrații într-un cadru organizat pe un program bine determinat încât să fie un fel de zonă liberă în care în permanență se întâmplă la alegere, fiecare în orice moment al zilei sau aproape în orice moment, orice vizitator să poată să meargă să vadă o parte din aceste mașini în lucru. Sigur, sunt utilaje sau mașini care au nevoie de o suprafață mai mică, nu lucrează neapărat solul, ci fac alte operații complementare din sectorul zootehnic sau agricol și care nu intră în zona standard a demonstrațiilor noastre legate de protecția plantelor sau de lucrările solului. Sunt multe firme care ar vrea să prezinte și atunci ne-am gândit și le dăm posibilitatea. Spre exemplu, sisteme de încărcat balot, sisteme de transport, diverse mijloace de manipulare, lucruri care pot chiar static sau pe o suprafață relativ mică să fie puse în mișcare și oamenii pot să le vadă în afara demonstrațiilor, sigur, cele comentate care sunt prinse în program. Cred că este important și așa cum s-a amintit și de la început, o expoziție dinamică, în mișcare și nu doar expoziție, ci un eveniment, o platformă în care să comunicăm din toate părțile. În primul rând, de la fermieri să luăm tot ce este mai important în zona de informații, de nevoi și de necesități, pentru că dânșii au foarte multe nevoi și trebuie cineva să-i asculte, chiar dacă nu poate sau nu are soluție la toate problemele dânșilor, măcar în viitor să pregătim mijloace de informare, de comunicare, pe de o parte, și pe de altă parte să transferăm cunoștințele sau să punem la dispoziție celor care expun tehnică, să aducă tehnică, să o vândă și nu doar să o vândă, ci să o și promoveze și să educe oarecum utilizatorii în zona de dezvoltare a tehnicii. Domnul Olteanu spunea că va veni și anul ăsta negreșit, indiferent de vreme,
că e soare, că plouă, va fi prezent la expoziție, pentru că vine pregătit să și achiziționeze ceva util. Plouă, venim și mai cu drag, așa. Cu drag. Și cu drag și cu dorință de a cumpăra. Dacă nu plouă, doar venim. Dar cu dorință mai mică de a cumpăra. Dar măcar vă informație foarte importantă. Da, cu siguranță. Venim cel puțin 15 specialiști vor veni în cadrul companiei și bănuiesc că cu 30-40 de operatori. În fiecare an e sărbătoarea, una dintre sărbătorile lor preferate. Despre vreme avem informații cum se prezintă vremea în perioada expoziției? Nu plouă. Nu plouă. Domnul Baciu este mai optimist. Acum, dacă ne mai lasă vremea mâine... Păi nu, că dacă nu plouă, sunteți pesimist. Nu, nu plouă. Din păcate, dacă ne uitam pe vreme... Deși noi, agricultorii, suntem cei mai credincioși. Când ne sculăm, dă Doamne să plouă sau dă Doamne să... Deci nu cred că există categorie socială mai credincioasă care să-l invoce. Suntem și legați și de pământ și de soare și de nori și de... Și probabil la asta ne închinăm. Noi la Fundulea am fost un puțin... Avem un partener cu care colaborăm. Bine, ANM-ul clar, dar ne apropiem de Constanța și avem un partener foarte bun pe care îl sunăm de fiecare dată la ANM în Constanța și de obicei ne amenință. Vine ploaie, dar nu știu, cred că Fundulea acolo se află undeva într-o bulă. A plouat la Fundulea așa că nu mai... A plouat, gata. A plouat deci acum câteva zile... A plouat. S-a dus praful. 20 de minute. Oricum noi... Torențial, așa este, da. Atunci deci... rugam să plouă la mine. Să vede și la noi. Și la dumneavoastră a venit? A plouat? Deloc. Dar în Constanța am primit informații că au fost zone în care a plouat 50 de litri. Da, sunt zone de excepționale. Practic, nu știu dacă 10% dintre fermierii, dintre fermele din sudul țării a venit. Nu a plouat, este un an. Cel mai mare dezastru s-a întâmplat când a venit poleiul și cantitatea aceea mică de zăpadă. Deci da, practic au fost trei factori destructivi anul acesta. S-a bătut, s-a făcut, s-a intrat târziu la semănat. E dezastru. Domnul Baciu, dumneavoastră, doriți să și achiziționați ceva în cadrul târgului? Sau veniți numai cu standul și cu produsele? Ce spunea colegul, că așa v-am spus în pauză. Păi vreau să afle și telespectatorii, vreau să facem publică informația. Noi achiziționăm, și eu am obiceiul să achiziționez. Anul acesta nu voi achiziționa nimic. Avem cam toată gama de utilaje în fermă care ne satisface nevoile. Sigur, întotdeauna e loc de mai bine, dar acum cu prețurile, ați văzut, toate prețurile la cereale sunt foarte mici, inputurile s-au scumpit. Motorii și utilajele s-au scumpit așa de mult, cresc iar cu utilajele, chiar dacă partenerii noștri de unde achiziționăm se supără sau se vor supăra, avem o mare problemă în România. Sunt frumoase, le luăm, ne încântăm, am luat utilajul în curte, iar în momentul când s-a defectat rămâne că nicio companie nu are o piesă de schimb pe stoc. Se întâmplă ceva fenomenal. Nu au piese pe stoc. În campanie nu au un rulment. Nu au o curea. Trebuie să previi, să ți-o cumperi, chiar dacă nu se strică, să o ai pe stoc. Stai cu combina în câmp că nu am un rulment. Și atunci... Cumpărăm, sigur că o să cumpărăm, dar mai am fost și noi pe afară și vedem ce se întâmplă la colegii noștri. În Germania, de exemplu, nu cumpărăm utilaj decât după 20 de ani. Da? Trage de el 20 de ani. Și atunci, la noi nu se întâmplă, nu știu, la noastră. Noi după 5 ani, gata. Hai, parcă ne ia Dumnezeu mințile când vedem un utilaj nou, o combină, un tractor, gata, trebuie să îl schimbăm. Da, se pare că nu prea am avut jucării când eram mici. Da, nu știu. Sau condițiile, poate dar, solul, România este mai greu. România este mai greu, într-adevăr. Mai greu, cred că asta am auzit. În România avem nevoie de utilaje. Certe, încărcătura pe utilaj, de exemplu, pe tractoare, este foarte mare în România, spre deosebire de celelalte țări. E adevărat, și suprafața agricolă în România este foarte mare. Și atunci nu sunt utilaje, adică necesarul de utilaje încă în continuare este foarte mare. Deși au fost destule programe, acum din punct de vedere tehnic al utilajelor, al tractoarelor, al combinelor, România cred că se află pe o poziție, domnul profesor poate să confirme, ne aflăm cam sus. Deci suntem cât de cât tehnologizați din punct de vedere al utilajelor. E adevărat, unele sunt performante, unii mai puțin performante, dar suntem cu performanță din punct de vedere al utilajelor destul de sus. De-aia
în anii buni, când ne ajută cel de sus, avem și producții. Acum să știți că suntem cu, și domnul Baciu are dreptate, suntem cu utilajele destul de sus, dar atenție, în fermele mijlocii și mari. Pentru că fermierii mici încă au un nivel precar de dezvoltare, de dotare cu utilaje. Este o problemă care la fel trebuie observată. Fermele mici, sub 300 de hectare, practic duc o agricultură de subsistență și practic îi cheltuie banii băiatului care îi trimite de la oraș bani suplimentar ca să aibă grijă de psihicul lui tata, că dacă nu lucrează tata, pământul moare. Dar fermele mici, sub 300 de hectare, lucrează în pierderi, să fim serioși. O fermă performantă trebuie să aibă, ca să-și permită un utilaj modern și o tehnologie modernă, trebuie să aibă peste 300 de hectare, să-și permită un specialist, un inginer, nu poți face performanță sub 300 de hectare. Problema este că tot sunt încurajate direcționarea fondurilor europene către ferme mici. Ori asta ce înseamnă? Înseamnă lipsă de performanță și după ce că suntem destul de în urmă cu performanța, uitați-vă la finanțările pe care le are fermierul român, care sunt de 1, 2, 3 ori mai mari decât finanțările fermierului din vest. Am fost la Hanovra și am fost în vizită la un fermier. Îl ruga banca să îi dea dobândă de 0,5% și un credit pe 30 de ani. Despre ce vorbim? În România e mulți cu 10, cu 10, cu 12, cu 15, că noi ne împrumutăm și cu 1%. Fermierii se împrumută, sunt fermieri care se împrumută cu 1% pe lună, să fim serioși. Toate inputurile care reprezintă 20-30% din cheltuielile fermei sunt cu dobânzi de 1-1,5% pe lună. Și toate acestea ne fac ca noi fermierii români să nu fim competitivi. În afara faptului că, și mă repet, nu vindem decât produs brut. Nu aduce plus valoare, da. Da, nu aduce plus valoare, nu aduce bani în buzunarul fermierului. Bun, vreau să stăm pentru câteva minute de vorbă cu domnul profesor dr. Costel Vânătoru de la Buzău. Dumnealui este un cercetător cu care noi ar trebui să ne mândrim, iar semințele produse acolo, la Institutul de la Buzău, au ajuns la sanctitatea sa, Papa Francis. Premierul României, doamna Viorica Dăncilă, a mers într-o vizită oficială și a dăruit sanctității sale câteva plicuri de leuștean, busuioc, castravete, roșie de la Buzău. Bună seara, domnule profesor doctor! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor, și salut cu mult respect invitații dumneavoastră din platou. Vreau să vă felicit pentru munca pe care o depuneți acolo la Buzău. E o muncă pe care o faceți de foarte mult timp și lucrați cu pasiune și credință în ceea ce faceți și iată că munca dumneavoastră este răsplătită, iar soiurile pe care le-ați creat, pe care le-ați descoperit acolo, au ajuns la șeful Bisericii Catolice. Cât de onorat vă simțiți pentru lucrul ăsta și cum s-a întâmplat așa pe scurt, dacă ne puteți spune în 2-3 minute? Da, aș dori ca cei care au primit semințele să simtă și ei bucuria pe care o împărtășesc eu atunci când primesc un plic de semințe. Spun că cea mai mare bucurie pe care o simt este aceea când primesc un plic de semințe sau o carte. Cum s-a întâmplat? Am fost solicitat la Ministerul Agriculturii să pregătesc din soiurile noastre, din soiurile marca Buzău și, de ce nu, și marca Vânătoru, așa, ceva reprezentativ pentru a le trimite la Vatican. Sigur, am pregătit semințele și în scurt timp au venit și le-au dus la Minister și de acolo la Guvern. Am gândit ca să trimitem din soiurile reprezentative ale stațiunii Buzău, soiurile de tomate, Florina, Viema de Buzău, Buzău 1600,
din sârle de castravete, ținut la Buzău, leuștean, gustuioc, și de ce nu și din speciile recent aclimatizate la stațiune, Momortica carantia, soiul Rodeo, Metuliferus sau Chivanul, soiul Tempus, și sigur, acestea, așa cum știți, au fost duse și date cu mult drag Sanctității sale. Cred că a fost o idee bună sau foarte bună cine a gândit să dea acest dar simbolic, pentru că sămânța înseamnă mai mult decât vedem la prima vedere. Înseamnă viață, înseamnă hrană și, de ce nu, pe plan spiritual, înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Și, de ce nu, semințe de România, dacă înaintașul Sanctității sale, Papa, care a vizitat România și Bucureștiul, a spus că România este grădina Maicii Domnului. Și ce poate mai reprezentativ să fie trimis la Vatican decât semințe din grădina Maicii Domnului? Sunt onorat și bucuros că am fost eu acela care am trimis semințele și sper așa să, cum am spus, să fie primite cu mult drag și să rodească în grădinele Vaticanului și să, știu eu, să ne reprezinte cu cinste acolo. Vă felicit încă o dată și vă invit și pe dumneavoastră, dacă aveți posibilitatea și aveți timpul necesar, să veniți la Agriplanta între 17 și 20 mai. Seară bună, numai bine! Cu mult drag, cu mult drag! Mulțumim! Din sănătate, numai bine! Toate bune vă doresc! Alături de colegii din cercetare să participăm! Mulțumesc! Doamna Mareș, suntem la final de emisiune, ce le transmiteți telespectatorilor, celor care urmăresc AgroTV și cu siguranță vor să vină la Fundulea, la Agriplanta, în perioada 17-20 mai. Între orele 9 și 18, pe DG402. Îi așteptăm cu mare drag, așa cum spuneau și colegii și partenerii noștri și Ovidiu și asociațiile cu care colaborăm au ce să vadă. Prezență masivă, toată lumea ne întreabă dacă e mai mică sau mai mare decât anul trecut. Este așa cum credem că ar trebui să fie, nici mai mare, nici mai mică, dar eu zic că succesul unei manifestări ca și Agriplanta Romagrotec este dat de succesul fiecăruia dintre noi, a celor care participă. Vrem să-i vedem în număr mare, în primul rând, la demonstrațiile practice, pentru că, așa cum spuneam, suntem o expoziție în mișcare, conceptul Agriplanta Romagrotec la asta se referă, nu la forumuri, din păcate, încă, dar nu se știe niciodată. La fel, copii, cu mic, cu mare, în cadrul conceptului AgriKids, și să degustăm niște produse românești la domnul Baciu. Poftim? Autentice. Autentice, produse autentice, da. Și de ce nu, mă gândeam că noutățile, în fiecare an apar noutăți, sunt convinsă că în standurile firmelor expozante sigur există. Noutății se pregătesc probabil și pentru Agritehnica de anul viitor, expoziția pe care colegii din Germania organizează la Hanovra, odată la 2 ani, cum povesteam. Anul acesta este Eurotir, pentru că ne referim la zootehnie, este vorba de Eurotir în noiembrie, toți cei care sunt interesați pot să vadă la Hanovra tot ce înseamnă domeniul zootehnic și așteptăm pe toți cu drag. Pe scurt, domnul profesor Anta. Avem multă tehnică, multă tehnică în mișcare, noutățile lansate la Hanovra și nu doar la Hanovra, ci la toate expozițiile mondiale și europene se regăsesc și pe platforma de la Fundulea. Vă așteptăm cu drag și dorim ca vremea să țină cu fermierii în primul rând și în al doilea rând să țină cu noi. Domnul Baciu? Deci așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, să vină să vadă că nu au nimic de pierdut. Am fost la Hanovra de 4 ori până acum, dar expoziția mea de suflet este cea de la Fundulea. Venim cu mare drag. Și apropo de profesor și de domnul vânător, domnul doctor vânătorul, am avut același profesor la doctorat, am avut amândoi doctorat în horticultură, iar profesorul nostru a fost creator de soiuri românești, de soiuri care ajungeau pe masa nemților, ceea ce îi doresc și domnului vânătoru și dovadă că și face și face cu succes aceeași meserie, continuă practic visurile domnului nostru profesor Corneliu Petrescu. Domnilor, doamnă, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost în seara asta aici la Agricultura la Raport. Le mulțumesc celor de acasă. Invit și eu să vină la Fundulea, la Agriplanta, în perioada 17-20 mai. Ați auzit programul de dimineață de la ora 9 până seara la ora 6-18.
porțile sunt deschise, sunteți așteptați, multe surprize, multe evenimente importante. Vă puteți întâlni și cu noi, cu cei de la Agro TV, care suntem partenerii media a evenimentului. Vom avea foarte multe transmisii, avem un stand tare frumos acolo în cadrul expoziției. Puteți dialoga cu mine, cu ceilalți colegi ai mei. Aveți un motiv în plus să fiți prezenți acolo la AgriPlanta. Dacă nu reușiți să ajungeți, puteți urmări emisiunile noastre, transmisiile noastre, pentru că vor fi foarte mulți colegi de-ai mei pe toată durata expoziției. Încă o dată, seară bună, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.